Bună ziua, domnul Mihai. Eram cu utilajul aici la în parcare și am văzut japonezele de la Lexus. Asta are culoare interesantă. Aici e pe alb. Ăsta e nou LBX. Am văzut că scrie aici pe ușă. Nou Lexus LBX. Interesantă mașina. Frumoasă și la interior. Scaune de piele. Și spatele interesant. Asta la altă e ceva deosebit aici. E530. 5300H. Asta e altceva. Frumos ăsta. Grila asta e impresionantă. De plastic, bineînțeles, dar arată foarte bine. Asta este 250, parcă, RX-ul. Da, UX. Asta e frumos. Deci asta nu arată rău. Interesante stopurile aici. Și aici e șeful clasei. RZ450E. Păi altceva. Uite și aici cum vine prelungirea asta pe haion. Roțile. Ce roți avem aici? Dunlop SP Sport Max 060. Și dimensiunile sunt 255 45 pe 20 105 W. Da, frumos. Și la interior are un televizor acolo imens. Televizor în ghilimele. Frumoasă și fața asta. Negru mat. Da. Asta când ai luat un câine, o plecat cu totul. Încărcare. La priză. Mă gândesc că e electric asta. Dacă avea și numerele verzi, exact. Da, da, da. Asta e electric. Și în spate. Asta e tot un 250. UXH. Și aici asta e 350. Ăla era RZ. Asta e RX. Asta e hibridul, ăla electricul. Ok. Asta e tot hibridul. Da, da. Interesantă culoarea asta. Și aici e LBX-ul pe roșu. Arată bine și pe roșu. Frumos. Și am văzut și un preț aici. 31.950, preț de promoție. El fiind 33.200, să zic. O grilă interesantă. N-arată rău. Frâne pe disc. Cauciucurile Yokohama. Yokohama. Căutăm dimensiunea. Yokohama Advan.
interesante qua ciuccurue. $225.60 pe 70. Da. Bun, cam asta e. 11 Lexus. 11 bucăți aici. Cred că vor să facă ceva cu ele, o promoție, o ceva, o organizează ei ceva. Aici în zonă se organizează, pe dealul acolo se organizează de Audi iarna niște curse aici, amenajează, face o pistă și se dă lumea pe zăpadă cu Audi. Contra cost, bineînțeles. Hai, o zi bună, domnule!